Guvernul a alocat o nouă tranșă pentru reparații de urgență la obiectivele din Târgu Jiu afectate de cutremure. 35 de milioane de lei au fost alocați în ultimele două săptămâni. Prima tranșă a fost de 15 milioane de lei, iar cea de a doua, aprobată miercuri în ședința de guvern, este de 20 de milioane de lei. O parte din sumă va fi folosită pentru lucrări la dealul târgului, în zona bazinelor de apă. Acolo lucrurile erau pe repede înainte și extrem de periculoase, pentru că au apărut modificări la terenul de pe dealul târgului în timp, nu neapărat numai determinat de cutremur. Noi am făcut mai multe demersuri și anul trecut și în acest an, înainte de producerea cutremurului, s-a observat că după cutremur faliile din terenul respectiv au avansat. Pericolul era determinat nu neapărat de deplasarea dealului, că n-avea unde să ajungă decât pe stradă. Era vorba de obiectivul de investiții al nostru și care este în administrarea societății Aparegiu, de acele bazine de acumulare pe de o parte și bazinele din care se furnizează apa în mare parte pe toată raza municipiului Târgu Jiu. Și odată cu deplasarea de teren de pe dealul târgului, deplasarea respectivă putea să antreneze și deplasarea bazinelor de alimentare cu apă. Reprezentanții autorității publice spun că aici este nevoie de consolidarea și supraînălțarea zidului de protecție. În trecut am făcut demersul prin Comitetul Local de Situații de Urgență și ulterior prin instituția prefectului, am transmis materialele prin care am solicitat includerea în programele naționale privind finanțarea acestui obiectiv. Bineînțeles, în circumstanțele actuale, după fenomenele petrecute, cutremurul din 14, am considerat că aceste fenomene pot fi accentuate și în această idee am solicitat de urgență sume din fondul de rezervă al Guvernului pentru a elimina potențialul, pentru a reduce la zero riscul de producerea unor avalii la stația de apă, care este un obiectiv strategic la nivelul municipiului. Este vorba de consolidarea zidului de sprijin cu toate măsurile aferente, drenuri, supraînălțarea acestuia, precum și refacerea drumului de acces, acolo unde s-au produs rupturi. Nu există fisuri. O altă parte din suma alocată va fi folosită pentru reabilitarea acoperișului primăriei Târgu Jiu. 12,5 milioane de lei au fost alocați pentru reparații la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, unde cutremurele au afectat corpul vechi, amfiteatrul și cancelaria. Cea mai importantă unitate de învățământ care a beneficiat de aceste sume este Colegiul Tudor Vladimirescu, pe corpul de clădire vechi. Vorbim de corpul de clădire care în momentul de față este pe Bulevardul Unirii. Nu vorbim de corpul de clădire nou, un corp de clădire realizat înainte de 1900, din ceea ce știu 1890, pentru că eram elev al Colegiului Tudor Vladimirescu și Tudorul făcea 100 de ani în 1990. Deci clădirea e clar că e construită înainte de începerea activității. Acolo s-au identificat mai multe probleme, mai ales pe corpul amfiteatrului și pe cancelarie, dar și la celelalte săli de clasă. În perioada imediat următoare, domnul Chiriac va aduce experții necesari, pentru că trebuie, pe de o parte, făcut o expertiză. În al doilea rând, Tudor Vladimirescu este o clădire monument istoric și nu putem realiza acest proiect decât cu un expert în monumente.